Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seara asta de GTA 5. Deci asta dată vom face un challenge. Acest challenge se numește, l-am denumit-o Bucharest Bike Traffic Challenge. Astăzi vom face misiuni în GTA, doar că le vom face pe bicicletă. Din cauza că avem, așa se numește challenge-ul Bucharest Bike Traffic, sutra mie îl știți pe Bucharest Bike Traffic. Și nu mai știu cum, doar pe Space nu merge și altfel. Da. Bun, bicicleta pe care o vom folosi este asta de touring asta de mers mult, mai ales la drum lung. Nu o să stăm la roșu, vă dați seama, pentru că și așa ne deplasăm destul de încet pe bicicletă. Și na. E bine, o să facem misiuni de la casino și eu sper să pot să le fac așa. Stai că îndrept să facem, mă băieți, îndrept să facem secolo server-ul, facem imediat, bam, bam, bam. L-am făcut, hai să sunăm pe Miss Baker, Doamne ajută să ne dea misiune, ia uite-l. Some district judge trying to shut down the casino to cover his massive gambling debts? They don't cover that in the MBA course. I'm told there's a Los Santos way of dealing with this. I don't want to know what that is. I'm just going to imagine his army of private security letting you in and you both having a civilized chat, okay? Okay. Stillway. Okay, nu am înțeles ce trebuie să fac neapărat. E bine, hai să începem, o dăm așa frumos first person. Și hai să vedem ce reușim să facem. Nu o să circul, vă dați seama, regulamentar sau mai știu eu ce, pentru că am zis, ar dura mult prea mult. Hai că prindem viteză deja. Să prindem foarte mult, o să-i ocolesc pe ăștia, pentru că nu știu, nu am încredere deocamdată în mine. Bă, pare că mergem destul de repede. Așa că, na. Uitați, dacă mai vreți să facem challenge-ul în GTA 5, uitați să fiți un de like și să lăsați acolo un comentariu să-mi spuneți dacă vă place sau nu. O, uite-l pe ăsta. Zionule. Bam. Cer să mă grăbesc. Sper să nu mă pună să iau o mașină sau ceva. Sper doar să mă pună să-l omor pe unul sau pe altul și cam aia să fie. Zionule, m-a sunat. Mi-a dat mesaj, mă rog, asta. Hai să vedem, îi dăm și noi frumos așa. După ce îi dăm așa. Și hai să și vedem. Ne apropiem de zona asta. De nu știu ce trebuie să fac mai exact. Am înțeles. Quiet. Take out the guards. Ok, luăm pistolul. Frumos. Și quiet. Avem doi aici, încă doi aici. Da. N-avem prin altă parte pe unde să intrăm. Așa, o să iau pasta. Așa, l-am murit. Așa, frumos. Îi luăm și pe ăștia, sper. Mamă, să-i lângă ăsta, nu pot să-l iau. Fapt, pot. Așa. Îți frumos. Cu aia trebuie să le iau și trebuie să iau și pe ceilalți. E, ok. Hai să ne întoarcem. Frumos. Nu știu dacă e sus. Nu e sus. Nu știu până unde vine. Așa. Că genul de la mai avem doar pe 1. Haide! Haide!
Livderia. Ok, bă, nu prea am înțeles care e faza, dar ok. Bă, nu l-am omorât, adică, vezi, genule. Haide, tată. Îi dăm așa și... Haide la pedalat, adică... Mai că începem frumos cu urcarea, adică... Perfect, ce pot să zic. Hai că lift de aerea în câteva ore, dacă e ceva. Hai, îi dăm pe aici pe lift de aerea, că... O luăm puțin la vale și pe nici nu-i viteză. Bine, o luăm așa. Așa. Bam. Mă, tot nu s-a pus calif de aeria? Ce n-ai, bă? Le văd că avem pistă de bicicletă, ceea ce... Cred cel puțin că e pistă de bicicletă. Nu știu, sper să fie pistă de bicicletă. Și i-am dat calif de aeria. Oh, câți genule, bam. Cam asta a fost misiunea. Bă, nu știu, interesant, nu știu, să mai facem o misiune. Ideea e că nu știu dacă... Nu știu dacă o să ne dea încă o misiune de genul. Sau o să ne dea altă misiune. Că sunt misiuni care trebuie să folosim vorba aia. Așa. Please never tell me the details of whatever just happened. And thank you. Da. Nu știu, are episodul 7 minute. Pui mie, eu sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da și mai vreți să facem challenge-uri, nu uitați să propuneți și voi niște challenge-uri pe care să le facem în GTA 5. Și, ca de fapt, eu am fost Alex și noi ne-am zis data viitoare. Ceau, bă, pa, pa!